marihuana ar putea fi folosită pentru ameliorarea durerilor pacienților cu cancer și președintele Colegiului Farmaciștilor Dâmbovița, Carmen Bâte, este de acord cu legalizarea unor astfel de tratamente, dacă acest lucru înseamnă un ajutor pentru scăderea durerilor pacienților aflați în suferință. Asta însemnând alinarea suferinței multor pacienți. Dar în același timp, dacă este vorba de un medicament pe bază de principii din acestea foarte puternic active, respectiv un stupefiant, cu proprietăți de stupefiant, legislația în domeniu la noi în țară este foarte bine scrisă și respectată de toți cei care comercializează și folosesc aceste medicamente. Deci dacă se vor supune legislației în vigoare, salutăm apariția unor asemenea produse medicamentoase. Însă, în același timp, vreau să menționez faptul că aceste medicamente, fiind stupefiante, au un circuit foarte strict legalizat și verificat. Deci, accesul la ele se face numai pe bază de un anumit tip de prescripție, de la un anumit medic, de la medicul specialist și, sigur, dacă este vorba de un medicament care ține durerea în bolile acestea grave, e foarte bine. Însă, Agenția Națională a Medicamentului și cu Ministerul Sănătății, cu Colegiul Farmaciștilor vor stabili care sunt condițiile și nu vor fi probleme nici la eliberare, nici la prescrierea acestora. Măsura ar fi bună pentru că din ce în ce mai mulți, din păcate, din ce în ce mai mulți pacienți sunt afectați de aceste boli grave și care în fazele terminale au ca simptom dureri foarte mari și deci foarte important este alinarea durerii acestor pacienți. Pe lângă faptul că tratamentul cu marihuana va fi folosit pentru bolnavii de cancer, în prezent se realizează teste pentru Parkinson, Alzheimer sau sindromul Turet.